Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune a lecției de business, o lecție de economie dedicată și în această săptămână aniversării instituției Fanion sau a navei amiral a instituțiilor românești, e vorba de Banca Națională a României. Reamintesc celor care ne-au urmărit la ediția anterioară că invitații pe această temă în studio sunt profesorul Vasile Ișan și profesorul Valerius Ciucă, ambii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, un jurist și un economist care au dezbătut și croșetat, dacă îmi permiteți să spun așa, legătura între Pontus Axeinos și Marea Sargastelor pentru a ajunge într-un final la o dezbatere focusată pe bănci centrale și stabilitatea economică sau pe mersul ideilor despre Banca Centrală și viitorul acestora. Vă salut din nou, domnilor profesori, vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a continua această discuție. Mulțumesc. Și dacă vă mai aduceți aminte, punctul final care s-a încheiat oarecum brusc în emisiunea anterioară era legată de rolul băncilor centrale și profesorul Ciucă ne-a făcut un excurs prin filozofia antică care s-a terminat într-un moment de publicitate. Da. Practic, ideea centrală de la care trebuia să pornim în continuarea discuției noastre era aceasta, că încredințez valorile cele mai de preț dintr-o societate dată, fie că este vorba de un mic regat, fie că e vorba de o mică federație de orașe ca în Grecia, nu, de cetăți orașe, fie că este vorba de un stat imperial, pentru că vom vedea cum acest embrion de bancă centrală și care era rezervat cui? Tezaurului. De fapt, prima organizație de acest tip compusă, v-am spus, din castele vestale, din virginele vestale, până la 30 de ani erau socotite simboluri vii, vivante, ale castității absolute, cu o puritate morală desăvârșită. Și atunci acestui ordin care servea cultul zeiței Vesta, care este zeița căminului, Hestia, de altă dată a grecilor, zeița căminului, în orice cămin o găsești, pentru că fiecare cămin se constituie în jurul focului căminului, care întreține viața căminului respectiv. Și atunci cineva care întreține focul sacru al căminului, la scara Romei era vorba de colegiul vestalelor și care chiar au întreținut focul sacru al Romei din secolul al VIII-lea înainte de Hristos, în 710 a fost încoronat numa Pompilius și atunci, la sugestia egeriei sale, a creat acest colegiu și i-a încredințat, tocmai pe principiul purității morale, i-a încredințat tezaurul, care se numea atunci erarium. Erarium, pentru că tezaurul era compus mai mult din piese de bronz. Bănuții, nu? Așii sau oasele erau din bronz, primii bănuți ai Romei. Dar la acești bani s-au adăugat, nota bene, s-au adăugat mai târziu legile gravate în bronz. De aceea se numesc, nu, legi nemuritoare, pentru că sunt gravate în bronz. Nu sunt scrise ca astăzi pe un petic de hârtie și după aceea mă totoliți și aruncat, mâine le abrogăm. Sau și mai repede. Dar noi am avut în ultimele 48 de ore ocazia să vedem cum o normă juridică se naște și moare ca o libelulă. Se naște dimineață și seara. A plecat abrogată. Cu tot cu
este abrogată. În fine, dar trăim clipe foarte interesante. În orice caz, romanii nu gândeau așa. Fie vorba de interesul național? Era vorba de un interes clar național. Și atunci depozitau, deci unde erau depozitate legile Romei? Tot la colegiul acesta, ca și cum am spune, unde le depozităm legile noastre? La Banca Națională, că le păstrează mai bine ca oricine. Deci o bancă de gardieni curați sufletește, cum am spune noi. Mai mult decât atât, marile registre statale nu erau ținute într-o arhivă din Casa Regelui sau mai târziu Casa Imperială. Tot aici. Deci marile registre foarte importante sunt, nu? Am impresia că registrul cu comoara noastră trimisă la Moscova, dar tot la Banca Națională. Da, există și astăzi. Dar tot la Banca Dosarul Națională. Complet, cu toate documentele. Nu? Tot la toate Banca Națională. Toate procesele verbale, sigur. Vedeți? Deci scuzați. Și rol de mare arhivă. Și atenție! Acesta era un ordin sacru. Deci avea un caracter, un caracter religios. Când Octavianus Augustus schimbă profilul trezorierului statului și mută aceste bunuri la senat și îl încredințează pe el, pe senat, și pe anumiți senatori îi încredințează să se ocupe cu ceea ce au făcut până atunci vestalele. Nu? Dar vă dați seama, erau aleși senatorii cei mai curați sub aspectul calităților morale. Cursus honorum al lor. Da. Cum spuneam noi, cu CV-ul cel mai curat, cel mai frumos. Cu CV-ul cel mai bun. Pentru că ei prelungeau, cum să spun, paradigma morală și hai să spunem profesională a vestalelor de cândva. Și atunci au format un organism care a păstrat denumirea sa ideea de sacralitate. Largesses sacres. Deci erau bunurile publice quasi sacralizate, că de aceea este bun public. Nu te atingi de un bun public. Pentru că victima este totalitatea publicului, adică totalitatea oamenilor din țara ta, e ca și cum tu ai fi un hoț care nu fură de la un om, ci dintr-un moment când delapidezi, la delapidare, nu? Sau concusiune, cum spuneau ei, mult mai frumos, nu? Sau la corupție, la rugina comportamentului, asta înseamnă în limba latină corupție, rugină. Când faci lucrul acesta, parcă ai deveni un miriapod cu milioane de brațe care intră instantaneu în buzunarele imaginare ale tuturor conaționalilor tăi. Vă dați seama? Și atunci, ca să se asigure că asta nu se întâmplă și că ești în situația asta de delapidator, că ești un soi de personaj ultragiant la adresa memoriei sacre a strămoșilor tăi, vă amintesc că larii și penații erau ce? Erau strămoși care între timp au devenit protectorii casei. Aveam trei mari protectori ai casei. O aveam pe Vesta, protectoarea căminului, alături de Lari, zeii casei, și de Penați, care erau mai apropiați, toți zeii ai casei, dar mai apropiați de bucătărie, Penates. Adică protejau apan la letră, frigiderul și cămara, ceva de genul acesta. În orice caz, e de o mare frumusețe morală ceea ce imaginează oameni care aveau concepții cât se poate de laice, pentru că veneau din casa imperială și împărații Romei discutau ca de la egal la egal
cu marile divinități. Le cereau doar ajutorul în războaie, dar anumite aveau, cum să spun, un fel de dignitas imperială, nu? O demnitate imperială. Ei, și această transformare nu a însemnat și o devalorizare a ideii de trezorier public. Ceea ce va deveni mai târziu banca centrală. Și primii regi ai Franței, care au aculturat modelul roman, că nu știau, nu, merovingienii, nu, dar în frunte cu Clovis I, nu, cel care s-a și convertit la creștinism, nu, grație soției sale și, bineînțeles, grație episcopului de Reims, care a rămas prin tradiție catedrala Mirungerii pentru regii Franței. Și mai târziu, primii regi ai Angliei, care n-au folosit ideea de bancă sau ideea de depozitar sacru sau ceva de genul acesta, dar au folosit ceea ce le-a servit pentru întocmirea unei națiuni din puzderea de triburi, încât nimeni nu credea vreodată că Anglia va putea să devină un stat. Erau triburi și erau triburi dintre acestea cu incompatibilități perfecte, cum am spune noi. Nu? În fine, dar au reușit grație cui? Grație prezenței curții regale, curia regis, care a funcționat non-stop și au făcut-o și ambulatorie, tocmai ca să contribuie la întrețeserea acestor triburi și mai târziu populații, popoare și așa mai departe. Pe același principiu au întocmit, cu mult înainte de apariția acestei bănci a Angliei, 1694. Au întocmit încă din secolul al XII-lea, nu? O primă curte care se ocupa cu ce? Cu veniturile casei regale. Ei spuneau cu interesele casei regale, pentru că era mai larg, cum am văzut și la vestalele noastre. Obiectul lor de activitate, paza specializată și reprezentarea simbolică a acestor bunuri, toate acestea erau mai complexe. Am văzut, sunt vreo patru entități, nu numai banii ca atare, nu numai masa monetară, cum spunem noi astăzi, nu numai moneda, ci și sănătatea, ci și celelalte elemente ce le-am enumerat. Ei, vedeți, și-a apărut în felul acesta o curte, se numea Court of Exchequer. Deci, o curte pe care am numit-o astăzi Curtea Trezoreriei, ca și cum banca noastră națională are și rolul de curte. Într-un sens are, pentru că rezolvă niște dispute, niște pricini care apar în mediul bancar și la care noi nu avem acces. Este un fel de curte morală, să zicem așa. Nu are jurisdicție, dar asta nu înseamnă că nu are propria jurisprudență, între ghilimele. Apoi apare chiar Curtea Tronului, așa se numea, nu? The King's Bench. The King's Bench. Și era dedicată tot așa intereselor de ordin bănesc, financiar, ale casei regale. Și mai târziu apare încă, nu, celebra camera stelară, nu? Sau camera stelată în limba latină, sau Star Chamber. Aceasta a dispărut odată cu capul lui Carol Stuart. Și acum gândiți-vă că ne aflăm în 1641, timp de 8 ani, englezii au meditat la o formulă de perpetuare a acestei modalități de consolidare a averii statului. O punea pe seama suveranului, dar nu, suveranul era un reprezentant al statului. Și cred că până astăzi el poate să spune sunt un reprezentant al statului, pentru că
are rolul acesta de suveran și nu vine, eu știu, dintr-o alegere particulară, adică nu vine din câmpul disputei intereselor politice. Domnește și nu guvernează. Exact. Da. Se ridică deasupra exact intereselor. Ceea ce fac, exact da. Ceea ce fac politice. Așa zis și bancheri fără bani din băncile naționale, că ei sunt bancherii fără bani. Unde găsești bancherul fără bani? Așa cum nu merge cu bani la el niciodată regele. Nu? Dacă eu domnesc peste toată împărăția, mai are sens să îmi fac parte. Aici mă gândesc cu tristețe la ce i s-a întâmplat lui Juan Carlos a Spaniei. Nu trebuia să fac așa ceva. Cu mare tristețe, pentru că atunci când ești rege, n-ai nevoie de niciun sestert. Totul îți aparține sau totul se petrece în numele tău, nu? Și mai ales când ai și, cum să spun, o viață dintre aceasta completă de ordin monarhic, cum au avut englezii, pentru că ei au respectat dinastiile, nu? Nu a beneficiat și de o injecție de hazard moral? Nu știu ceea ce la hazard, dar știu că e o dovadă de, cum să spun, de trăinicie, de durabilitate, de durată, într-un mediu al minteri foarte clocotitor, foarte volatil, precum gazele, foarte dinamic. Nu? Gândiți-vă când au început ei prima revoluție industrială pe pământ european. Nu? Și și-au schimbat profilul moral, politic după 3 secole? Nu. S-a întărit, împotrivă. Este ceva atât de frumos să ai, nu, un simbol al stabilității, în cazul nostru, stabilitate monetară, da? Da. Dar al stabilității în general, al stabilității politice, într-o mare de interese contradictorii. Asta este marea frumusețe a unei vieți într-un stat care este, nu, civilizat și este prieten cu toate libertățile omului. Cu toate libertățile. Și în felul acesta fiecare se simte lângă vesta lui, adică lângă zeița protectoare a căminului său. Dar nu este un cămin dintre acela ca marea sargaselor, nu? Sau ca o mare băltită care lasă la suprafață să se vadă toate algele care... Da, ceva mâlos, așa. Da, și unde, bineînțeles, câte te afunzi, pentru că nu poți înainta. Nu poți înainta. N-ai nici vânt și ai multe frâne. Mă gândesc că excursul profesorului Ciucă prin această istorie a mersului băncilor centrale ne ajută originele să, lor, să și originele lor ne ajută să înțelegem mai bine problematica rolului băncilor centrale, problematica la care băncile centrale trebuie să găsească răspunsuri. Și v-aș întreba pe dumneavoastră, profesore Ișan, dacă ați putea sintetiza ce poate și ce nu poate să facă o bancă centrală, pentru că există atâtea așteptări, dintre care o parte devin neraționale, atât din partea mediului politic, deși da. Banca centrală beneficiază de independență, cât și din partea mediului economic, care ar dori în anumite momente finanțări sub forma banilor din elicopter. Da, da. E adevărat, de când moneda a devenit complet fiduciară, peste tot, da, am putea spune cam din perioada interperică, da, banca centrală, da, peste, deci în toate țările, este, dacă vreți, gardianul calității și a stabilității monetare, calității monedei și a stabilității monetare. Indiferent că acum, de pildă, vorbim despre stabilitatea prețurilor și stabilitatea sistemului financiar bancar, mai mult decât doar stabilitatea prețurilor. Dar și ea își păstrează această calitate de gardian, nu? Pe care o avea, să spunem, într-o proporție completă, 100% în vremea standardului aur, da? Prin credibilitate. Da. Ei, ca să aibă credibilitate, nu, banca centrală trebuie să nu intre în ceea ce se întâmplă în orice societate democratică sau mai puțin democratică, jocuri politice.
în bună măsură putem discuta despre aceste jocuri politice, fie din perspectiva teoriei grupurilor de interese, fie din perspectiva extractorilor de rente sau celor care caută un tratament preferențial pentru a obține câștiguri fără justă cauză, cum spun juriștii. E o expresie pe care îmi place să o utilizez foarte mult, mă scuzați. Prestigiul creează putere. Da. Puterea doboară orice prestigiu. Da, da. Deși pare sibilinic așa sau paradoxal, dar expresia asta este... Așa că la un moment dat trebuie să lași puterea deoparte ca să mai pleci cu ceva prestigiu și să refaci puterea simbolică dintotdeauna. Da. Și prin urmare... Deci, banca trebuie să rămână în, dacă vreți, pe de o parte, în limitele tradiției, pe care a obținut-o, să spunem, de-a lungul vremii, și a credibilității, și, pe de altă parte, în limitele unor, dacă vreți, tipare strict tehnice. Punem politică monetară convențională. Bun. Care este obiectivul politicii monetare convenționale? Să realizeze un fel de stabilitate a indicului general al prețurilor sau a nivelului general al prețurilor, astfel încât agenții economici, care la rândul lui, la nivel microeconomic, acționează într-un fel sau altul, fac schimburi, extinderi de operațiuni, proiecte noi de investiții, să-și poată face calcule monetare, nu? Cum spunea Ludwig von Mises, calcule de profit și pierderi adecvate. Acționează și pentru, ca toată lumea să aibă credit ieftine, împrumuturi ieftine pe care ulterior nu le mai restituie, cum și-ar dore, își dorea unii de la noi, mi-amintesc de politicieni și de activiști sociali care susțineau foarte mult lucrul ăsta. Pentru că puneau semnul egal între credit bancar și ajutor statal. Contribuie și la, așa numita, un obiectiv keynesian în fond, care vine din doctrina și politica keynesiană, dominantă, din păcate, peste tot și astăzi, ocuparea de plină mâinii de lucru. Prin urmare, trebuie să alimenteze sau să întrețină o iluzorie cerere agregată efectivă sau creșterea acestea, contribuie și la stabilitatea piețelor financiare, cum să spunem, este în sarcina sistemului federal de rezerve în Statele Unite, dacă ne gândim că Statele Unite reprezintă de departe cea mai însemnată economie și cele mai importante și profunde piețe financiare. Mă scuzați, dar ați văzut că în urmă cu 2 ani rezervele federale americane au trecut printr-un moment critic din perspectivă politică pentru că un anumit președinte... Da. Bun, asta era tipică nu doar pentru el, el era ceva mai vocal, sau să spunem, și noi am observat, dar politica banilor ieftini a fost tentantă pentru orice președinte, dacă ne gândim la faptul că un președinte american este și prim-ministru, adică este șeful executivului. Dar și atunci... că și la noi are calitatea aceasta de parte din executiv, președintele. Desigur, dar nu are și atribuțiile unui prim-ministru. Da, adică nu, ca să ne exprimăm așa, să zicem, mai în termeni mai din zilele noastre, nu propune și elaborează politici publice. Fără îndoială. O politică, să spunem, fiscală sau o politică a salariilor publice sau industriale. Dar a fost perfect îndreptățit să meargă la acel guvern unde, într-adevăr, erau doi elefanți mari în încăpere. Da. Da. Și atunci am zis ce bine este totuși că avem un președinte care nu uită de rolul executiv al funcției sale. Da. Ce se întâmplă? Dacă trebuie să contribuie la toate aceste lucruri, înseamnă că nu mai este banca băncilor. Apropo. Deci nu mai poate să rămână, dacă mi-este îngădită această, reiterare a acestei expresii, gardianul calității monedei și a stabilității monetare.
noastră țară. Da. Adică să vegheze asupra... Care este nucleul stabilității economice, dacă ne gândim. Chiar dacă nu suntem adepții ecuației schimbului sau a teoriei cantitative a monedei, așa cum a fost ea exprimată foarte concis, nu, și formalizat de Irving Fisher prin acea ecuație a schimbului, adică unde există o egalitate între, pe, zicem, partea stângă am masa monetară și viteza de circulație a monedei, iar în partea dreaptă am să spunem, volumul tranzacțiilor și prețul general, chiar dacă nu suntem adepți și sigur că ea are multe deficiențe, da? Ei, stabilitatea monetară, calitatea monedei și stabilitatea prețurilor, aici este de discutat. Vă propun o scurtă pauză mediană. Am revenit în platoul emisiunii Lecției de Business în această seară cu o continuare a temei legată de aniversarea Băncii Naționale a României și cu un excurs legat de mersul ideilor despre rolul băncilor centrale în societatea în care trăim, cu cei doi invitați, profesorul Vasile Ișan și profesorul Valeriu Sciucă, profesori ai Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Înainte de pauza publicitară, domnule profesor Ișan, vă invitasem să faceți un excurs legat de ce poate și ce nu poate să facă o bancă centrală. Și, Dacă mă îngăduiți, am să încerc să fiu cât se poate de succint ca să finalizez răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Da. Deci, categoric, nu poate să fie și, să spunem, finanțatorul operelor sociale caritabile și finanțatorul politicilor industriale și finanțatorul proiectelor de infrastructură, da? Și finanțatorul, să spunem, deficitului, ca să vorbim în termen mai precis, deficitului bugetar, da? Și în același timp să-și păstreze misiunea esențială, da? De garant al stabilității monetare și calității monedei. Da. Să nu uităm că Virgil Maggiaru sublinea faptul că marile boli monetare de la buget pornesc. Da. Asta încă în 1931-32, dacă nu mă înșel. Perioada marii crize. El era și un foarte bun teoretician și un excelent analist, cum am spune astăzi, al politicilor monetare, financiare și al practicilor economice. Și ca atare, sigur că își realiza foarte bine că un deficit bugetar excesiv și cronicizat nu numai că pune presiune pe politica monetară și pe, mă rog, apropo de calitatea monedei, pe stabilitatea monedei, ci pune presiune și pe, să spunem, prețuri. Acum am spune, creează inflație prin cererea agregată, da. Ei, și ca atare, când nu este deloc acompaniată de o calitate, o relativă stabilitate sau și predictibilitate a politicii fiscale, ca să vorbim de un mix de politici economice, banca centrală, indiferent de unde, nu poate să obțină singură obiectivele pe care și le propune sau măcar să obțină obiectivul pe care și îl propune. Și vin ulterior, da, că aici este interesant de menționat, fel de fel de critici, inclusiv din teoria economică, din mediul academic, să spunem, ca să nu mai spunem discursul public, din politică, și spun, uite, deși este independentă, nu ne ajută. Are legea de propria lege de funcționare, are propriul statut, da. Banca Națională nu face aia și aia și aia, da. Dar
după ani în care deficitul bugetar, în loc să fie diminuat sau ținut sub control, pe care le regăsim automat, că nu e doar o teorie, ci este, dacă vreți, se confirmă și în istoria recentă, așa numitul deficit German. Da? Deficitul bugetului public se regăsește în deficitul contului curent. Și acum e prea mult timp mi-ar lua. Asta era viciul cel mai neplăcut în ochii stoicilor romani, care spuneau că prodigalitatea este mai rea decât nebunia. Da. Și ca atare, prodigul putea să fie pus sub interdicție chiar toată viața, altcineva să-i administreze averea. Nebunul, în momentele de luciditate, mai scăpa și mai ajungea din nou la administrarea propriei averi. Dar prodigul nu. Și chiar spuneau foarte clar, justificând prescripțiile extinctive așa de scurte, nu ca la noi. Spunea, vigilantibus non dormientibus iura nostre scripta sunt. Cu alte cuvinte, legile noastre sunt făcute pentru cei treji, nu pentru adormiți. Asta este expresia. Adormiții pe care Banca Națională ar trebui să-i reșapeze, ca să mă exprim așa, sau să-i scoată din necazurile financiare pe care și le creează singuri. Că nu sunt atenți atunci când semnează un contract sau anexă la un contract de credit personal la o bancă comercială, nu sunt atenți atunci când angajează un împrumut cu buletinul, cum s-a petrecut, fiindcă la un moment dat au venit acele linii de credit de la băncile mamă către filialele lor din România, nu? Și filialele locale trebuiau să vândă. Din păcate, s-a petrecut o schimbare sau o prefacere nu tocmai corectă sau sănătoasă, dacă vreți, apropo, în spiritul obiectivelor pe care le are o bancă națională, cum este cea a României, și în practicile băncilor comerciale. Și nu e o critică, ele doar vând împrumuturi, dar mai rar își exercită și calitatea de parteneri de afaceri, sfătuitori sau consilieri și în același timp supervisori a practicilor lor. Da. Ei, nu poate să vină o bancă națională, cum mi s-a reproșat, dar și să rezolve toate aceste probleme. Da. Nu? Apropo de faptul că legile bune sunt scrise pentru cei care sunt vigilenți, sunt regi. Da. La fel, și am să închei spunând că în niciun caz, da, Banca Națională, care, dacă se reiau ideea cu deficitul German, poate să se ocupe în cea mai corectă și bună modalitate de soluționarea deficitului de cont curent, sau mai bine spus, de stabilitatea externă, și probabil că o să ajungem și la o mică discuție în spiritul acelei trileme sau imposibile, nu poate să se ocupe însă de deficitul care îl provoacă în bună măsură, adică deficitul bugetar, care este în sarcina Ministerului de Finanțe, respectiv a unui guvern. Și dacă stăm să ne gândim, și cu asta să încheie răspunsul la întrebarea noastră, aproape toată tranziția, sau cel puțin o mare parte din, dacă vrem să fim așa mai malițioși și considerăm că încă nu am trecut de la sistemul de planificare centralizată și, mă rog, regimul socialist totalitar la piața liberă și democrația liberală, dar revenind, aproape toată perioada tranziției, să spunem primii ani, doar Banca Națională a fost cea care, dacă vreți, a semnalat continuitate oarecum, fiindcă, sigur, și acolo s-au petrecut prefaceri, nu? Dacă ne gândim, de pildă, la regimul valutar, s-a schimbat în prima parte a anilor 90, au controlat, după aceea s-a practicat fixingul valutar, nu era un regim relativ dirijat. Apoi s-au liberalizat operațiunile de cont curent, apoi operațiunile de capital. Toate astea au presupus ajustări și modificări ale politicii monetare. Dar Banca Națională le-a parcurs cu bine
și a dat semnale de seriozitate și continuitate, spre deosebire de reformele structurale. Care au fost amânate. Au fost amânate și reamânate. Liberalizarea prețurilor, care s-a produs într-o perioadă mult prea lungă de timp, 7-8 ani în România, comparativ cu Polonia. Liberalizarea schimburilor comerciale și jderea. Apoi, să spunem, în sensul ajustării structurale, privatizarea unor întreprinderi de stat, care a fost nepermis de mult întârziată și apoi, când s-a făcut pentru unele, da. Dar nu pe criterii economice, ci pe cu totul alte, pentru unele, nu spun, pe cu totul alte considerente. Ei, toate aceste deficiențe, nu fiscale, să spunem, industriale, dar comerciale, de control sau prețuri administrate și altele și altele, nu le-a putea să primi Banca Națională, chiar dacă ar fi avut, cum să vă spun, adopta o manieră de lucru a la carte. Exact ca în manualul de macroeconomie, dar aia, pe aia nu o regăsim în realitate. Chiar dacă toți agenții economici ar fi fost raționali, dar dacă erau toți raționali, să spunem perfect raționali, nu? Și conștienți de ceea ce lucrează, ce activități desfășoară, dar nu s-ar fi creat acele blocaje, nu? Precum, să spunem, arieratele sau întârzierile foarte mari la plată, nu? Care funcționau ca un fel de quasi-monedă, near money, spun americanii, nu? Da. Și acestea arierate au adăugat la cantitatea de bani sau la cantitatea de monedă care este sub controlul și supervizarea Băncii Naționale. Deci, ca atare, poate se rezolve problema cea mai importantă, să spunem, da? Apropo de stabilitate, coerența, nu? Măsurilor politicilor, competența, dacă mi-este îngăduit această expresie tehnicilor, a personalului. Și iarăși revin și spun, Banca Națională a avut, poate, chiar și în perioada regimului socialist, cel mai competent personal economic. Și integritatea morală. Da. Aici m-a provocat și am să adaug că în perioada războaielor mondiale, Banca Națională a dat tributul de sânge. Da. A pierdut o treime din personal prin efortul de război. Ca să spun așa, deci nu putea ea să facă reforme structurale. Nu putea ea să facă, să spunem, liberalizarea comerțului exterior. Pentru că, în bună măsură, sigur, Banca Națională este independentă, a devenit independentă după ce s-a parcurs deja o bună parte a tranziției, să spunem, dar independența este, cum zic, în sensul că e suverană peste politica monetară sau asupra politicii monetare și a măsurilor pe care le folosește pentru a atinge obiectivul de politică monetară, dar în același timp este într-un parteneriat cu guvernul, indiferent care acel guvern, fiindcă trebuie să existe o armonizare, o sincronizare a politicilor macroeconomice. Iar membrii Consiliului de Administrație sunt votați de Parlament. Da, da. Există și rivalități naturale, dar trebuie asumate acestea. La urma urmei, statul funcționează în dimensiunile unui mecanism dialectic. Și atunci trebuie fiecare componentă întărită. Iată, în epoca postclasică romană, care anticipează modul de organizare a Europei de astăzi, da? E aproape tras la șapilograf acest mod de organizare, nu? Pe principiul ierarhiei și pe principiul piramidal. Este Sfântul Augustin care salvează acest mod de organizare în De Civitas Dei. Și după care Biserica Catolică se organizează așa și statele moderne au preluat acest tip de organizare. Erau 14 administrații, nu? 14, da, la dispoziția casei imperiale, care simboliza imperiul, da, imperiul. Trecuseră prin criza militară în secolele 2-3 și urmat de o mare criză economică.
în secolul, la începutul secolului al III-lea. Da, criză care nouă ne-a adus, da, după Dioclețian, după, el a experimentat 20 de ani economia socialistă, prin tarifarea produselor, prin mercurial. Da. Deci au fost atunci 20 de ani și eșecul a fost patent. Complet. Complet. Da, da. Deci cei care ar fi trebuit să studieze, și anume Marx și Engels, n-au făcut-o, pentru că aveau aprehensiuni față de dreptul roman, dar dacă ar fi făcut-o, cum se cuvine, ar fi învățat. Că modelul lor, da, n-ar fi repetat. Modelul lor nu este deloc un model bun. Nu ni se potrivește. Hayek o spune foarte frumos. Da, el era foarte atașat de acest spirit a la Adam Smith și Ricardo și ce. Da, de ordinea spontană, da, de tradiție, da, de modul în care mâna invizibilă lucrurile, cu metafore frumoase. Dar ei, în cele 14, aveau, de exemplu, disputa aceasta între băncile comerciale și băncile centrale, ei se traducea în disputa dintre administrarea bunurilor publice, deci aveau firește guvernul lor și era acolo între ghilimele, avea la letră ministrul de finanțe. De finanțe, da, sau, așa. Dar avea o administrație centrală pe picior de egalitate cu toate celelalte, care era, cum am spune noi, un fel de bancă centrală. Bancă centrală. Și aceasta avea puteri foarte mari asupra tuturor lucrurilor publice. Pentru că se considerau că astea fac parte din tezaurul statului și că atare sunt bunuri sacre. Am mai spus. Bunuri sacre. Iar toate celelalte, res private, aveau o administrație pe picior de egalitate cu aceasta, dar fără simbolistică sacră. E administrația bunurilor private. Așa se numește. E cum ar fi astăzi, eu știu, totalitatea băncilor care activează într-un domeniu și care sunt la dispoziția publicului și funcționează după reguli. Iarăși foarte interesante, că aici este conexiunea cu dreptul, care este foarte frumoasă, după reguli care vin din instituțiile de drept privat, de drept civil și mai ales în materie de iura in re aliena, dreptul real asupra bunului altuia, adică în materie de garanții, unde fiducia s-a arătat a fi neprietenoasă cu mediul investițional, cu debitorii, cu debitorul, cu literă mare, și ipoteca justiniană mai târziu s-a dovedit a fi cea mai prietenoasă cu acest capitalism juvenil și foarte, foarte dinamic, foarte bun pentru toată lumea, foarte dinamic pe terenul acesta. No, deci au existat astfel de rivalități, erau naturale. Ei au mizat pe naturalețea rivalităților. De exemplu, când au făcut reforma republicană prin Constituția Valeriana din 509, când Junius Brutus l-a alungat pe ultimul rege străvechi roman, Tarquinius Superbus, și au făcut o Constituție Republicană. Atât de mult s-au temut de funcțiile cu caracter monarhic, încât ce au făcut? Le-au dublat. Deci aveam la vârful statului doi consuli, doi pretori, numai edilii curuli, cum am spune noi astăzi, primarii erau unici în funcție. În rest, totul era dublat. De ce? Ca să se suspecteze reciproc, să se supravegheze reciproc și pe felul ăsta nimeni nu se nu treacă prin cap ideea că chiar ușor, ușor poate să-și pună singur coroana pe cap. Adică să aibă puterea maximă. Da, 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 să se încoroneze. Și cam așa a funcționat principiul ăsta până când rugina corupției a demolat această republică după aproape 5 secole de funcționare, dar ultimul secol a fost dezastruos, pentru că toată, să spunem, protipendada Romei era coruptă, era o corupție endemică teribilă, teribilă. Regăsesc în expunerea dumneavoastră. Da. Da. Să spunem, o controversă care s-a purtat mult mai târziu, pe la începutul secolului al XIX-lea, apropo, în Marea Britanie,
între așa numită școală monetară sau currency school și școala bancară, banking school, fiindcă, apropo, băncile comerciale, băncile private, nu vreau să aibă cât mai mari tranzacții, să dea cât mai multe credite, da, și ca atare să nu fie constrânse de respectarea limitelor pe care le impuneau inerent standardul AUR, care funcționa deja într-o anumită formă în Marea Britanie, pe când Banca Angliei dorea să respecte condiția absolută de paritate a lirei, a monedei în AUR, da? Deci de calitate, să spunem, și sănătatea monedei, și bineînțeles că nu putea să dea voie, sau mai bine spus, să lase așa un volum nelimitat de credite, fiindcă asta ar fi produs implicit distrugerea treptată a standardului AUR, deci a sănătății monedei, a bazei monetare. Da. Ei, până la urmă, mă rog, nu vreau să mai continuăm, să spun cine a câștigat această dispută sau s-au angajat, bineînțeles, și mulți teoreticieni. Marile principii economice probabil au câștigat disputa. Da. Din păcate, în secolul al XX-lea, dacă este să luăm, a câștigat-o tocmai, să spunem, au câștigat-o adepții școlii bancare. Da. Ca să spunem așa, adepții promovării dezvoltării sau a progresului social, nu prin consum curent, eventual, adică prin cerere. Keynesiștii. Domnilor profesori, ne mai avem 2 minute, ne apropiem de finalul emisiunii și constatăm că divergențele substanțiale referitoare la abordarea prezentului pentru a putea face o interpretare a viitorului nu prea ne-au ajutat. Adică constatăm că mersul ideilor economice... Aici trebuia să chemați alt economist, pe Jacques Attali, pentru că lui îi place, el este futurolog în tot ceea ce spune. Și, da. Și n-aș vrea să plecăm din studio înainte de a vă provoca să exprimați un punct de vedere cum vedeți dumneavoastră viitorul băncilor centrale și a monedelor pe care ele le gestionează în sisteme naționale sau supranaționale. Da, pentru că începem cu juristul. Îi vom permite domnului profesor, bunului meu confrate, să pronunțe cu voce de stentor de data aceasta. Cum spuneau grecii, această orație finală, nu? Orația finală. Și atunci cum văd eu această poziție a băncilor centrale în lume? O văd ca fiind o poziție întărită. Lumea acum este într-o dezordine rar întâlnită în istoria universală. Rar întâlnită. Se află într-o stare de dezordine incredibilă. Și atunci, orice element de stabilitate este foarte, foarte apreciat. Foarte apreciat. Vedeți? În urmă cu ceva timp cochetau și englezii cu republicanismul și... Da. Uitați-vă cât de mult iubesc coroana acum. E element de permanență, stabilitate. De permanență. Ai o certitudine. Nu? Deci, acum ne aflăm în plină mare neprietenoasă, pentru că de aici am pornit. În Pontus Axeinos. Pontus. Când o să intrăm în Pontus Euxenos, probabil o să se trezească fiorii criticii în noi și o să vedem din nou ceea ce nu ne convine în activitatea băncii. Cum ajungem în Marea Sargaselor? Probabil că nu trebuie să ne propunem să ajungem acolo, nu? Adică, cu o metaforă a unui scriitor, nu? Prozator faimos, locul unde nu se întâmplă nimic. În Pacific, nu? Oceanul Păcii. Nici vorba. Mi-este greu să vă dau un răspuns, fiindcă, în general,
Nu? Hayek spunea că orice economist care se apucă să face, să facă predicții frizează chiromanția și înseamnă că este iubitor de astrologie și globul vă lipsește, alte științe oculte. Deci nu, nu aș putea să vă spun. E limpede că într-o istorie nu prea lungă, dar oricum e un fapt istoric. Băncile centrale există. Au existat și în perioada de apogeu a liberalismului economic și trebuie să menționăm lucrul ăsta. Deci, iată, piața liberă nu este incompatibilă cu o bancă centrală, ci dimpotrivă. Da? Probabil un anarhocapitalist sau un libertarian ar spune, doamne, nu, că la această dezordine în lume, la această instabilitate contribuie băncile centrale. Eu nu mă îndoiesc că sistemul federal de rezerve a contribuit într-o anumită măsură la această dezordine, nu? Monetar-financiară, dar nu Banca Națională a României. Da. Probabil că deci aici trebuie să ne gândim că există mari jucători, dacă ne imaginăm așa, să spunem, oricum sferă, indiferent ce altă figură geometrică, da, cum e Sistemul Federal de Rezerve, cum e Banca Japoniei, cum este actualmente Banca Centrală Europeană, și există jucătorii care sunt nevoiți aproape să se plieze chiar și peste practicile mai puțin judicioase, nesăbuite, ale marilor jucători, cum este relaxarea cantitativă, da. Nu, monetară. Și Banca Națională, har Domnului, nu numai că s-a adaptat foarte bine, dar în aceste condiții, să spunem, de, cum spunea Robert Higgs, un economist american, că este o creștere inimaginabilă a regimului incertitudinii. Incertitudinii există întotdeauna, nu? Că vorba anonimului britanic, numai moartea și impozitele sunt certe. Dar această creștere exponențială a regimului incertitudinii, da, creează mari probleme pentru băncile centrale, nu? Din țările sau ale țărilor de la, să nu spunem de la periferia sau marginea sistemului, care nu sunt în nucleul sistemului financiar monetar global, cum este Fed-ul sau Banca Centrală Europeană sau Banca Japoniei sau Banca Chinei. De ce nu? Ei, și eu cred, da, ca să vă dau un răspuns așa, nu o prognoză, da, oarecum, că dacă nu se vor mai întâmpla rupturi de sistem, mă rog, revoluții politice, să spunem, războaie sau conflicte, da, cel puțin Banca Națională a României va rămâne garantul stabilității monetare. Dar, mă scuzați, între personalitățile care o compun, există vreuna sau, eu știu, poate mai multe personalități care să îndrăgească această spirituală idee a jurnalistului american care spunea că omul a inventat 3 lucruri pe pământ de când există, și anume focul, roata și băncile, nu, și băncile centrale. Domnilor profesori, vă mulțumesc pentru participarea și în această seară la a doua emisiune dedicată aniversării băncii noastre naționale, Banca Națională a României. Sper că a fost nu doar o prezentare a rolului și funcțiilor pe care le poate îndeplini și a ceea ce nu poate să facă o bancă centrală, cât și o adevărată lecție de educație financiară dedicată unui public telespectator care iubește știința și este mai puțin familiarizat cu noțiunile economice și juridice. Vă spun că ne puteți reurmări sau revizualiza și pe canalele de YouTube și Facebook a Postului. Sunt Dan Chirleșan și până la următoarea ediție vă urez să rămâneți sănătoși!